Vă spuneam că oarecum din ceea ce am fi vrut să discutăm separat, voi spune ceva, deschideți vă rog Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 6 și 7. Știți că mirii sunt întrebați în ziua anunții dacă se căsătoresc din dragoste. Mie îmi vine să-i întreb nu dacă se iubesc, ci dacă se vor iubi. Zice aici în 1 Corinteni 6 de la versetul 19, sunt două întrebări. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt pe care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Adică în momentul în care ne-am botezat, trupul nostru vechi a fost îngropat, gata cu el. Și de atunci, cum spune pe larg doctrinar în Roman 6, noi trăim o viață nouă pentru Dumnezeu. Da? Și noi nu mai suntem ai noștri. Înainte trupul meu a fost casa mea, făceam ce voiam, nu? Între timp a devenit templul Duhului Sfânt, el fiind proprietarul. Pentru că noi am încheiat un legământ cu Dumnezeu și dacă El vrea, în baza acestui legământ, ca noi să fim martiri, ca să ne păstrăm legământul, trebuie să acceptăm și asta, trupul nostru să fie sacrificat. Dar, când ne-am căsătorit, am mai încheiat un legământ. Și singura chestiune care vreau să mai discutăm e cum rămâne cu trupul nostru după ce ne-am căsătorit. Când ne-am botezat, l-am dat Domnului. Prin legământ. Și când ne-am căsătorit, l-am dat Doamnei, tot prin legământ. Și dumneavoastră, după ce v-ați măritat, aveți doi domni, unul sus și unul jos. Nouă ce ne mai rămâne? Că ne-am dat de două ori. Cel mai fundamental sinonim al cuvântului dragoste, nu iubire, ci sacrificiu. Și asta presupune inclusiv entitatea numită trup. Am citat din Genesa 3 că după căderea în păcat, adică în afara grădinii Edenului, noi trebuie să ne dăruim, mă refer la nivel de trup, pentru partenerul de viață prin muncă și prin tot efortul care ține de nașterea și creșterea și educația copiilor. Vreau să ne cercetăm în această seară dacă am înțeles. Și vă citesc din capitolul 7 de aici, versetul 3. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Și nu uitați, vorbind de trup. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei. Stimate surori, când v-ați măritat, ați dat cheile de la grădină la bărbat. Și de acum, cum scrie în cântarea cântărilor, să intre prea iubitul meu în grădina lui și să guste din roadele ei alese. Scrie acolo frumos, asta pentru fetele care se păstrează curate, zice, căci pentru tine, iubitule, le-am păstrat și roade noi și roade vechi. Da? Zicea el, scrie în 8, în cântarea cântărilor, ce ești o fântână, o grădină închisă, spune, 4 și 8. Tot așa nici bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui. Așa că atunci când te însori trebuie să îngropi pe nu pot și pe nu vreau. De acum, Doamna este stăpână. Am avut un ciclu de lecții, îl puteți găsi cateheză pentru căsătorie, tot pe site-ul indicat sau pe altele. Și mă sună un tânăr din Austria și îmi spune, frate, am audiat ciclul ăsta că pregătire pentru căsătorie și când am ajuns la lecția a șasea, dragostea, o natură, o decizie, o relație, am hotărât să nu mă însor încă, deși am 30 de ani. Dar, dragul meu, cu ce te-am speriat așa rău? Apoi, frate, dumneata, ai spus că atunci când te căsătorești, trebuie să te dăruiești totalmente celuilalt. Și eu asta nu-s gata să o fac. Eu am crezut că-și căsătorie este un fel de afacere în favoarea mea.
Măi, zic, ai înțeles bine din ce ai auzit și nici să nu te căsătorești până nu ești gata să te dăruiești. De aceea, în viața de familie, a munci înseamnă doar a-ți manifesta iubirea. Zice în Genesa, capitolul 29, ca să vin cu dovezi practice. A avut Iacov un socru. Știți ce zestre a pus și scrie în 29:20, astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela, fără bănuți. Și știți ce muncă era, nu? Vă amintiți textul, ziua mă prăpădeam de căldură și noaptea e frig. Și acum e interesant, și anii aceștia s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Și la unii câteva ceasuri le pare mult, dar eu spus că o iubesc. De-aia vine mie să întreb, nu dacă iubești, ci dacă vor iubi. Când iubești pentru soț, pentru copii, pentru toți, te sacrifici. Îmi trebuie o plastică așa. Când scâncește noaptea copilul, cine sare primul? Cine aude sau vrea să audă celălalt? Când e vorba de a munci ceva, de a face. La o întâlnire din asta îmi vine un bilet de la bărbați, evident. Când vin acasă, trebuie să mai muncesc? Eu vin de la serviciu. Și am întrebat, dar soția ta până ai fost tu schimbul întâi acasă a dormit? Apoi dacă ea a muncit schimbul întâi și un vas mai slab, ea trebuie să muncească și schimbul doi, bancă și de veche schimbul trei, tu schimbul unu și atât, nu? Nu? Când nu iubești, faci grevă să ți se reducă orarul de muncă și să se mărească leafa. Când iubești, nu se mai pune problema. Așa că să ne reverificăm iubirea dacă este adevărat. De altfel, generalizând, vă citesc din Rut, capitolul 1, a iubi sau a intra într-un legământ înseamnă a nu pretinde nimic pentru tine, ci a te dărui total. Vă rog să mă urmăriți din Rut, capitolul 1, dacă Rut și-a rezervat în relația cu Naomi vreun drept pentru ea. În ce condiții Rut putea să rupă legământul? Dacă Naomi n-ar fi împlinit ceva. Rut 1 cu 16-17. Nu sta de mine să te las, mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, vei merge și eu. Direcția tu alegi. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Tu stabilești locația. Poporul tău va fi poporul meu, nu mă interesează țara în care stabilești. Dumnezeu tău va fi Dumnezeu, tu alegi religia. Unde vei muri, tu voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Și acum frumusețea. Facând Domnul ce o vrea, auzi, n-a pretins nimic de la soacra, ai nimic de la Dumnezeu. Și asta a zis până la moarte. Apoi dacă alta a fost în stare să lege că face astfel de lucru cu soacra și dumneavoastră nici cu băiatul lui soacra, apoi ceva nu e regulă. Da? Asta înseamnă familie. Cum avem de-a face cu un romantism din ăsta fără valoare? Doi au fost prieteni, prietenia asta este un concept și o practică nebiblică, apărută doar în ultimii vreo 70 de ani, care niciodată nu a dat rezultate bune. Îmi pare rău că ni s-a afectat și limbajul. Spune-mi, prietenul meu, prietena mea, dacă cineva îmi găsește în Biblie, că poate să fie un băiat prieten cu o fată, îi fac a doua Biblie aurită. Da, asta era alt subiect. Și e vorba de o familie din astea care au fost prieteni, chipurile din clasa a noua. Până s-a terminat studiile, nu știu de ce, sau ce-a făcut. Apoi când s-au căsătorit, au mai viețuit câteva luni împreună. Și când discut cu ea, zic, dar de ce totuși? Nu mai simt. Unii cred că dragostea e un fel de sentiment care vine când nu știi și pleacă fără să anunțe. Asta este un concept de film. Dragostea e un concept biblic și am o întrebare. Dragostea poruncește sau îi se poate porunci? Dragostea poruncește, adică ea îmi poruncește mie și eu n-am ce face. Dacă iubesc, când vine să iubesc, iubesc, dacă nu-mi vine, n-am ce face. Sau îi se poate porunci? Eu pot să-mi comand să iubesc. Dragostea îi se poate porunci, de aia e poruncă, iubiți.
Că dacă nu se poate porunci, ce sens ar avea porunca asta biblică, ce e fundamentală? Iubiți pe aproapele. Și cine e mai aproape decât aceea cu care am devenit una sau cel cu care am devenit una? Așadar, să nu credeți că eu vreau să vă exploatez acum prin muncă. Grijiți-vă, aveți și trupul nostru, are limitele lui. Vorba înțeleaptă spune, cine vrea să-și lungească zilele, să-și lungească și nopțile. Dar în familie este absolut natural, nu-i nimic în plus a munci pentru celălalt și pentru toți ceilalți. Cum am citit din 1 Corinteni 5 cu jeste, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Da? Și întâi, față de cei din casa lor, spunea versetul 8 de acolo, Dumnezeu să vă dea bucuria de a munci și ca să vă stimulez, spus Domnul Iisus că cine dă un pahar de apă nu rămâne apoi dumneavoastră, la cât a strudit în familie. La Izvinia, o familie cu 16 copii și o soră, vă dați seama, ajungea mai greu la adunare. Și-a zis, Doamne, eu cu ce răsplată mă aleg, eu nu pot să mă duc în misiune, nu fac asta, asta. Trecut un proc prin casa lor, cunosc de aproape cazul, era vremea cu scutece, nu cu Pampers ca acum, ea tocmai le spalase, le pachetase. Și soră, a venit un înger și-a cubat hainele. Avea unitate de măsurare și a zis, truda asta valorează cât nu știu câte zile de post și de slujire. Și bărbatul zice, dacă e așa, e de acum eu mă ocup de asta. Da, este o trudă, cine va fi răsplătită, o face aici din iubire. Și nu uita că celui ce iubește mult, celui ce iartă, poate celălalt nu face, când va înțelege, va fi iubit. Slujiți Domnului cu bucurie în viața de familie. Și celălalt aspect este legat de relațiile intime. Noi suntem oameni duhovnicești, dar cum vă spuneam, trăim o dimensiune fizică. Și aici apostolul este foarte concret, versetul 5, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț. Adică o soție. Evident, nu ne referim la situațiile când, din punct de vedere biologic, nu este indicat. Nu este natural să-și refuze soțul de la un act sexual. Dacă vreo femeie comercializează asta sau vreun bărbat, este ceva josnic. Expresia curvie, pornea în greacă, are la bază expresia a vinde și a cumpăra. Ceva este total nenatural. În Scriptura, în Proverbe, capitolul 5, vă citesc de la versetul 15, bea apă din fântâna ta, de cât te-ai căsătorit, ai fântână. Vrei să vezi izvoarele afară, adică să zâmbești la altele, să pui pozele pentru alții? Cum obișnuiesc eu să le spun la cei cu Facebook, că și-au pus pozele în piața de opște, să le curgă râurile pe piața de opște. Lasă-le să fie numai pentru tine, nu pentru străini de lângă tine. Și ascultați, izvorul tău să fie binecuvântat, bucură-te de nevastă tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută. Fii îmbătat. Știți cum se manifestă un om beat, nu? Tot timpul. Am mai întâlnit și astfel de situații, că fie bărbatul, femeie, după câțiva ani de căsnicie, ce spune, a, lasă-mă în pace. Dacă n-a fost tineri, măi, scrie tot timpul. Dacă nu-i destul, scrie mai departe, fiind drăgostit, necurmat de dragostea ei. Și în condițiile astea, când te dăruiești, nu doar prin muncă, ci și prin actele intime, zice în versetul 20, și pentru ce ai mai fi îndrăgostit de o străină sau îmbrățișat să nu unei necunoscute? Adică, o ispită în afara familiei nu mai este deloc potrivit. Un bărbat, așa mai privea el imagini, că asta ispită la bărbații, se ispitiți la privire, femeile la vorbire, cum spune în Cântarea Cântărilor, nebuneam când nu vorbea. Și s-a hotărât să pocăiască, să nu mai privească în jur spre alte femei, de cum imagini. Și de acum toate resursele și le îndrepta spre partenerul de viață, spre soție. I-au zis, dragă, dar mă sufoci, toată ziua mă îmbrățișez, mă săruți, îmi spui că... Dragă, acum înțelegem, ăsta e debitul meu și de acum toate râurile încurc spre tine. Scuze-mă dacă te inund. Până acum am mai curs așa râuri și pe aici, pe acolo. Da. Și e normal să fie.
Ba nu mă refer strict la un act sexual, asta așa are el orarul lui, cei sănătos, feriți-vă de perversiuni, toată mizeria asta din jur, cu sex oral, cu alte nebunii, a adus peste 60-70 de boli incurabile în ultimele decenii, dragii mei. Sigur, a lăsat lucrurile să fie naturale, sunt cu gust, este o împlinire, dar nu e vorba, cum spuneam, numai de asta. Tot ce ține de tandrețe, de îmbrățișare, de o vorbă bună, eu obișnuiesc să spun că înainte de un orgasm fizic, ar trebui să fie un orgasm sufletesc. Nu doar așa, take away, ia și pleacă, știi? N-are sens. Nu comercializăm sub nicio formă. Deci, nu facem monument sexului, dar să-i se rezerve dimensiunea lăsată de Creator. De exemplu, dumneavoastră când mâncați, cum mâncați? Vă pune soția farfuria, nu? Cu ciorbă. Introduceți repede așa cu ochii închișnițele de acolo, încă două bucăți de prăjitură, faceți de două ori și dați pe gât la vale. Păi nu, că ciorba e pusă frumos, felul doi pus frumos, desertul așezat frumos, așa sunt toate. Cu gust, ca să fie o împlinire sufletească, fizică, să aibă toate valoare. Să-ți prețuiești partenerul, da? Amin? Să se simtă bine în ceea ce este natural, după o întrebuințare firească, cum spune Roman, capitolul 1. Și atunci toate sunt la locul lor. Când zice aici în 1 Corinteni 7, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, nu înseamnă doar să se culce cu ea și să-i împlinească nevoile ei, dar din nefericire mai sunt și bărbați care știu doar să își ia pachetelul lor și să pornească la drum. Sau să culce, că este cel mai bun somnifer. Fără să se intereseze dacă soția a fost și ea împlinită, dacă este... pot să apară probleme hormonale. Am întâlnit situația în care unul dormea aici, celălalt dincolo și el a zis, dar eu am altă relație. Zic, de ce? Păi soția mea așa, mă expediază 5 minute și hai, eu dorm copii. În Biblie scrie în Tit să-ți iubești întâi bărbatul și apoi copiii. Copiii pleacă. Și e natural, așa e normal. Dacă aveți probleme la acest capitol, nu intru în detalii, vreau să rămână timp pentru întrebări. Nu lăsați lucrurile să denatureze. Dumnezeu ne-a creat să avem împlinire reciprocă, să ne dăruim potrivit cu nevoile partenerului, că situațiile sunt foarte diferite. Mă sună într-o zi un bărbat, nu știu despre cine e vorba, și eu când dau exemplele, le voalez să nu știți nici dacă e vorba de vecinul dumneavoastră. Zice, frate, hai spune drept, ce ziceți, normal sau nu-s normal? Dragul meu spune. Eu vreau să mă culc de două ori pe săptămână cu nevasta. Ce ziceți, normal? Băi, ești normal. Deci nevasta mi-a spune că o dată pe lună. Băi, nu știu ce mentor are nevasta ta, ce, cu ce călugărițe s-a întâlnit. Dar tu ești normal și chiar dacă ai avea o nevoie de mai mult de atât, până tu ar fi să ajungi la normal, că anii trec sau până te reglezi în viața de familie, ar trebui să țină cont. Unul de celălalt. Ce se vede? Nu închid bine telefonul și mă sună o soră. Nu cunosc cine. Frate, soțul meu așa de rece. Chiar aș vrea să vină lângă mine, să mă îmbrățișez, să mai povestim, să mă mângâi. El stă să uită pe film. Mă zic, bravo, ăla prea vine, ăsta nu vine. Vedeți? Sunt familii care nu înțeleg și se gândesc numai la ei. La sentimentele lor, v-am spus, dragoste înseamnă, nu să te gândești că ești obosit tu, să te gândești că poți să depui un efort pentru celălalt. Frumos ar fi dacă ți se răspunde în echivalență. Este un fel de concurs în viața de familie. Cine dăruie? Când aud pe unii spunând, dacă ea e femeie pocăită, cu mine n-are treabă. A, zic, tu vrei numai premiul 2, da? Dacă ea e premiul 1, vrei și tu premiul 2. Nu, dragă, luptă-te tu pentru premiul 2. Trebuie să dăruiești celuilalt, repet, în ceea ce este natural și sănătos. Ca și din aceste puncte de vedere, care adesea se constituie în puncte de conflict în viața de familie. Repet, dacă aveți probleme,
discutațiile pentru a fi elucidate și pentru a vă pune în normalitate, că noi suntem elastici și ca oameni putem permite să avem flexibilitate și dăruire unul pentru celălalt. Amin? Poate v-a auzit celălalt când a zis amin. Se spune că un stăpân avea două slujbi care tot se trimiteau una pe alta și stăpânul le-a dat un concurs să se suie fiecare pe câte un cal și le-a dat ca țintă un pom și a zis, calul căruia ajunge ultimul, îi fac cadou. Vă dați seama ce tergiversare era acolo, fiecare vrea să rămână cu calul la urmă, nu? Cineva i-a văzut, bă, ce faceți, bă, nici nu mergeți, nici nu stați. A, băi, să meargă el prim. A, și se ducă el, fiecare să rămână la urmă, să ia el cadou. Interesant concurs, nu? Și stăpână, omul de ocazie care a văzut, zice, băi, ce mai tot pierdeți vreme? Schimbați cai, mă. Și mă, fiecare trăja tare să rămână calul lui la urmă. Să ia el premiul. Când te însori, când te măriți, trebuie să schimbi cai. Dacă nu, mai bine rămâneai singur. Vorba unui frate, zic, cât vai de doi, mai bine vai numai de unul. Dumnezeu să vă dea harul să înțelegeți că dragoste și din punct de vedere fizic înseamnă dăruire. Prin muncă, prin particularitățile vieții intime, prin dăruire. Așa că dacă soția vrea să se lipească de tine, nu fi ca Iacov, să fie nevoită să pune nume la copii. Levi, alipire, că numai nu stă lângă mine. Dăruiește tot ceea ce are nevoie. În ultima vreme, adică în ultimii ani, nu mai căsătorim tineri fără să ținem cu ei câteva lecții de cateheză. Și le spun în final, printre altele, de exemplu lui, unui tânăr, dacă vrei să fii bărbat bun, trebuie să ajungi să înțelegi ceea ce e femeie. Că Dumnezeu când a creat pe Eva, n-a clonat pe Adam. Femeia e altceva, nu-i bărbat. Și la femei le spun, dacă vrei să fii nevastă bună, trebuie să înțelegi ce e la bărbat și să-i dăruiești nu ce-ți place ție, ci ce-i place lui. Asta înseamnă cu adevărat să iubești, să te dăruiești. Amin? Amin? Întâi pentru mântuire, cum am vorbit în prima parte, dacă ar fi fost întrebat Adam, ce dorești pentru Eva? Unde ai exclus? I-a dat afară din grădină. Să o duc înapoi. Și altceva, ce mai dorești până stai pe aici pe afară? Să-i fac viața mai frumoasă. Atâta vă doresc și dumneavoastră. Să vă puteți mântui familiile și până suntem pe pământ să ne facem viața frumoasă. Amin.